Cumpără FIFA Coins la cel mai mic preț de pe piață, doar pe fifacoin.com și nu uitați să folosești codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salut, dragi șansi, la un nou episod de IFC 24. Aceeași manevră ca în fiecare an, nu-mi primesc FIFA points-urile numai după 4.000 de ani. Dacă place seria, nu uitați să primiți butonul like, e foarte important să vă abonați și legendar de important dacă n-ați făcut deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de planetă, să folosiți codul de reducere, CATAXPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins. Pe fifacoin.com folosim codul de reducere CATA, CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari. Așa că din nou cumpărăm FIFA Points pentru că cele 4600 FIFA Points din părți nenia. Mersi ei și porți. Începem jocul. Din nou în forță, avem o relație foarte, foarte bună cu cei de la eSports, ca idee, filmez la ora, ei, se vede invers, la ora 12 și 17 minute. Abia am așteptat să intru și eu pe joc, să-mi iau cele 4600 FIFA points, că n-am pus și eu precomandă în prima zi la joc, și să mă bag la creațiune, dar eSports, țin în game, ca de obicei, încă o dată mulțumesc domnilor la eSports, tot respect. Bun, super fain arată meniu, îmi place extrem de mult cu culorile astea așa mai închise, cu verde, cu un alt tap aici. Primul pachet, FC Founders Pack. Suntem fondatori la FC. Mă bucur foarte tare. Lăsați-vă un comentariu cu ce ați primit din pachete. Poate voi ați primit FIFA pointurile, eu... Na, ce să faci? Mă joc FIFA de atâta vreme și promovez jocul ăsta într-una. N-am meritat să-mi primesc FIFA points-urile pentru care am și plătit. Era tare să-mi ia și bani de data asta și să nu-mi dea nimic. Gen să zică, băi frate, mai încearcă data viitoare. Te lăsăm fără bani și fără FIFA points, ce zici? Și au zice, să trăiți domnilor. Mbappe Marinaru din preview pack. Cum ar fi? Practic primul pack oficial la IFC. Nu mi-e să cred că am reușit să zic IFC și n-am zis FIFA 24. Cuduș. Vezi că nu arată rău Cuduș. Right winger și joacă în Anglia. Și 90 pace. Primul jucător titular, ești nebun? Stai că trebuie să cumpăr pachetul dacă vreau. Ok, o să mă uit să văd cam cât costă jucătorii și dacă o să merite să cumpăr pachetul. Leicester City, avioane. Hai să deschidem cele 19 pachete. Frumos, îmi place și fontul. Arată foarte bine, n-am ce să zic, v-am mai zis. Chestiile astea de design și vrăjeli. Bestiale la FC, la eSports. Păcat că nu se ocupă și de primul jucător direct de la Real Madrid. Nu e Kepa, mă. Am crezut că e Kepa. Ok, doamna Misa. Merge și doamna Misa, ce să zic. Chiar am crezut că l-a dat pe Kepa, eram let's go time. Oricum voiam să-l bag titular. No, bun. Din nou, îmi place extrem de mult cum arată chestiile astea de design în joc. Până și chestia asta cum se mișcă aceste carduri arată extraordinar de bine și nu zic la vrăjeală. Chiar mi se pare foarte fain. Să sperăm că primești ceva din aceste FIFA points. Dar să o să-mi pară o leacă rău. Am ajuns să fac și 500 coins pe web app. Belgic, goalkeeper. Cine? Știu, Mignole. L-am jucat anul trecut. Nu cred că o să-l joc și anul ăsta, dar cine știe, dacă nu-mi dă ceva interesant, bun și ăsta. Nenia Mignole. Am dat drumul la filmare, mai că am dat. Ok, so, ok, joacă în Spania asta, anul trecut parcă era în Nemția, dacă bine mi-amintesc. Nenia Matic. Not good, not bad până aici. Facem așa un preview, să vedem cum o să fie când o să am 120.000 de FIFA points. Cum o să ne simțim atunci. Iar Spania, iar goalkeeper, Athletic Bilbao, nu-mi dau seama când e walkout sau board sau din astea, 83 boards, primul board, Unai Simon, Simon și Pumba, în spatele lui un Camavinga ceva, că parcă 82, El Shara King, am văzut că la asta pot să-i dau aia cu evoluția și chiar arăta interesant cardul cel puțin pe chestiile alea pe care le arătau băieții pe acolo, nu știu dacă erau numai chestii teoretice. E Hungary, let's go. Iurtoș. Bă, trebuie să dau quicksell alea, mă. Ok, o să le dau quicksell de acum înainte. Hai, mă, nene, mă. Dă-mi un icon direct, ești nebun.
Striker. N-am vrut să mă bucur. N-am vrut să mă bucur pentru că fix asta am văzut la Castro, cred. Nu mai știu sigur, dar parcă lui-o dat Charlotte. Pentru o secundă am stat așa și m-am gândit, bă, care șansele, mă? Stai cu Mythic, Cătăline. Stai cu Mythic, că-i dă un șoara. 3 cu 4, hai cu Medium. Control de Explosive. Ce mai are pe aici? Bă! Vezi că nici asta n-ar arăta rău așa de start. Cât era? 5-8. Dă un șoara asta. Și chiar și frumos și că ești nebun la cap. Nu prea are cu Composure-ul. Dar n-arată rău așa per total. Ok, astea nu știu exact cum o să fie. Blocajul ca aia mi-a explicat acum. Lăsați-ne, domnilor. Astea oare poți să le cumperi la un moment dat sau efectiv pe astea le are și atât? Nu mai țin minte exact cum era în trailere și în vrăjile alea. Ok. Da, de nu știu ce. Nu știu dacă ar trebui să le păstrez totuși astea. Poate se vând mai bine sau ceva. O să le dau quick sell momentan. Lăsați în comentarii, ar trebui să încerc să le vând normal sau să le dau eu direct quick sell. Hai mă nene, mă, un walkout, mă. Nu, nici nu o să mă bucur când vă fra. Cine, mă? Paris, Franța, CM. Phaser. Nu pot să mă supăr că trag donșoarele la mine, da? Știi cum e? Vine în alte părți, nu pe FIFA. Mă bată tractoarele. Doar fomei până aici. Aparent anul ăsta îmi fac echipă de fomei. Ia, cum arată? 5-5, medium, medium, land. Da, nu-i mare sculă Bob. Poate dacă avea un pic defensiva mai barosană era interesant. Uite la astea. Ia să vedem. Deci ar vinde la 200, cică. Dacă îi dau quick sell-ul 242. Stai că stau ăștia la bid, mă. Să facă schema aia, să cumperi pe 200 și să dai pe 242. Și asta e o chestie dacă aveți răbdare. Să stați să cumpărați chestii din astea care la quick sell 200 și ceva. Și las pe 200. Goalkeeper, Szczęsny. Să fie primul walkout ăsta. Primul walkout, let's go. Ok. Deci cred că o să mergem în direcția cu Italia. Face ceva. Cine e cel mai fraier din curtea școlii? Care mai e animația? Nu, mai bine. Cercăm altă dată. Deci primul walkout. Bun. Max și altele. Pauleta. Cât costă un 86? Hai, mă, dacă aveam eu bănetul acum. Ok. White and Red, 485, și aceeași schemă la 450, vinzi la 485, dacă ai răbdare să stai să farmezi în prostie chestiile astea, faci conci, dacă nu, mergem mai departe. Domnilor, salutare, salutare. Deci primul walkout. Ok. Ce jucător mai ar fi oare prin Italia extrem de bun? Theo Hernandez ar fi. Van Dijk. Nimă asta. Nu mai știu jucătorii și mai ales că poți pice și femei. Van de Ven. Bă, 85 pace. Și joacă în Anglia cu Kuduș, scheme bam bam. Ok, s-ar putea să-l băgăm în schemă și pe nenea asta. 79 defending, not bad. Nu-i cel mai sculă Bob, dar n-arată nici rău. Și Haidar aici. Asta am crezut că are 84 pace inițial. Nu-mi bătu bine ochianele la ora asta. Ok, 6-4. Hai cu medium un pic am ciudat. Asta e un fel de serie, eu dar mai slăban. Are și poziție de left back. Mă, din început de joc, sincer să fiu, e clar titular. Nu fac echipă din ciurucuri din astea, nicio problemă. Alpa. Bine că măcar am prins un walkout. Dacă tort. Asta e că pe Kudus încă nu l-am cumpărat. Tot am filmele cu alea. Nemția, right back. Este nenea. E oare. Îmi place și ani. Ok, nu este nenea. V-am zis că la un moment dat o să fac o chestie din asta. Îmi place extrem de mult și animația asta cu back opening-ul. Mi se pare mult mai fain decât cealaltă. De la FIFA 23. Cu prostia de tunel. Asta arată așa mai retro FIFA. Bine. Mai a FIFA-urile care erau FIFA-uri FIFA.
V-am explicat perfect, sper că ați înțeles. Bun. Gray Stadium Color. 8450, deci aceeași schemă. Stai că s-a zis de la 242. Hai că o să testez să văd dacă se vinde cumva la 500, deci m-aș mira. Îl pun așa numai de test. Să văd până dimineață dacă se vinde sau nu. Mi-e ciudă că mi-a dat alea 4600 FIFA points. Intenția era să deschid și eu, mai știu, 30 ceva de pachete, parcă. Anglia Striker. Abar n-am cine. Welbeck. Hai că da. Danielu, Dănuț, 68 pace. Categoric te bag titular verișorul. Forșici, not bad. Ceva pe aici? Absolut nimic. N-ar fi rău un Doku. Are Team of the Week Doku. Episodul ieri am uitat să vi-l arăt. Încă 10 pachetozini. Hai mă, dă-mi un icon, mă. Dă-mă ceva să sară în aer. Tsigankov. Ia-l-i. Da, mă. Mamă, cât are 82 rating, ești nebun și 85 pace. Ok, au avut și ăsta ceva sezon mai blană. Parcă avea 70 ceva rating, nu? 78 sau ceva pe acolo. La Padula, Alario. Meh. Ia să vedem, astea se vând. Nici astea. Talpa. Hai mă, nene, mă. Sper să am pentru mâine 120.000 de FIFA points, altfel o să fiu un pic de nasule de primăvară. Sau măcar cele 4.600 de FIFA points. Nemția, CM. Așteptăm că nu știu cine-i. Staci. De ce înși ăsta? Arată rău. Dacă e lungan, la un 2 metri și ceva, poate îl băgăm. 6-4, hai cu hai, 5 weak foot, let's go time. Încă un titular, 85 intercepții, craj lungi, ceva pe playstyle-ul pe aici. Defending playstyle, intercept. Deci le agață, let's go. Physical cu baterii, cu din astea. Aerial, bun. Ia să vedem ceva pe aici. Magenta, vrăjeli. Ok, eu pus cineva la 600. Hai că pun mai ieftin. Un 550. Să vedem. O să testez absolut tot ce se poate testa pe aici. Să văd dacă pot să vând ca ultimii scârțari. Să ne agățăm de 50 de coins. Ce să și faci, mă, nene, mă. Un hero, ceva la băiat. Nemția din nou. CB. Chelsea. Acum ceva vreme aș fi zis că e Rudiger, dar... iar donșoară. 69 pace. Doamne, dacă anul ăsta nu mă banează și e pe internet, la ce glume o să îmi vină în minte? Bă, leleu. Smith Rowe. Wow, ceva. Weber. Pavlovic. Ok. Leipzig-ul. Ia aveți, mă, nene, mă, pe nu ne băgăm ca români adevărați, dacă nu cumva iar-i bug și nu-ți arată la badge-uri. Testăm piața, domnilor. Ca români. Poate ești primul care listează asta și un fan Nemția și let's go. Hai mă, Gicule, mă. Parlez-vous, stai, nu parlez-vous. Ce limbă vorbesc ăștia în Belgia, oare? Franceză, belgiană, nemțească? Tresor. Marcus Rojo, Retegui. Ok, lemne de foc pe aici. Ca să dau și la Quixel. Hai, Gigele. 900 FIFA points, ma. Dar totuși am tras un vocal pe dreapta, ceea ce e destul de bine. Trai, Crosimen! Aonini. Pentru o secundă am crezut. Nu știu dacă era scump. Ia vezi, mă, ești nebun la cap. Ranch. Un engine aici pe dreapta. Ia să vedem totuși cât costă un engine. Ok, ieftin aparent. Probabil că o să crească prețurile când ne apropiem de Weekend League. Un ochian. Hai că le las astea momentan acolo. Hai mă, nene, mă, că se termină FIFA points-urile. Dăm ceva mai barosan.
Anglia, center back, Everton, este Nenia, Godfrey. Anul trecut l-am avut ceva car special, 82 pace, din nou, s-ar putea să. Până aici văd cam doi fundași centrali interesanți. Sergio Lemne, Posh, Powder, nu știu ce, Republic of Ireland. Mergem mai departe. Măcar să-mi fac o echipă să joc și la, la squad battles. Dacă tot, deja am și 2105 punci. Se fac bani. CM. Chiar aștept când mai știu jucătorii. Se termină și curentul. 83, Serhii Darder. 81 pace cu 74 defending și cu 83 dribbling. S-ar putea să din nou. Mamă, ce echipă de lemne îmi fac, ești nebun. Toți scârțarii bag în echipă. Deci player bio, 5-11 medium, medium. CDM, CM, cam. Bă, n-arată chiar rău, sincer să fiu. Nu e extraordinar, dar așa de început de joc. Să-mi cârpesc o echipă. Girona FC. Mai că la astea chiar trebuie să le dau pixel. Cu ligi din astea dubioase. Am 450 de FIFA moins. S-a dus un băț și o leac. Kudus. Cum era? CDM. Cine-o fi oare asta? Abdul Samed. Ok. Pentru prima dată când aud Enenia. 78 rating. Jaume Costa. Mă, săracul Dele Alli. Opa! 1000 de coin și pe dreapta, măi nene, mă. Ai de. Îmi plac bani. Ok, Tifo cu Barcelona. 500 de coin și am văzut acolo. Salutare, poa. Mai am încă două pachete. Cred că s-a fost și pack opening-ul. Am prins și un walkout, am prins și niște jucători. Băgăm acolo în echipă să fie bine, să nu fie rău. CDM, boșcheți. Sau nu boșteți, nu știu cine e Nenia. Fran Beltran. Am înțeles. Belhanda, Fernandez. Nici n-arată chiar rău. Asta cu 86 pace. Aici este via ceva. Nem tu dom. Alpa. Ok, și cred că asta e din nou bug. Clasicul bug. Probabil că îți deja pe market chestiile alea, dar nu ți le arată că na. Ce să vezi, se respectă bugurile de anul trecut. Și ultimul pachet. După care sper să-mi dea cele 4600 FIFA points. Și sper să avem pentru mâine cele 120.000 FIFA points pe bani grei. Hai mă nene mă. Un car special mă nene mă. Un team of the week din ăla pârlit. Franța. Right back. Paris. Ai, Fomeia. Ba nu mă, Muchiele mă. Și asta am văzut tot la Castro, cred. Era right back și era femeie. Muchiele ăsta, dacă are center back, not good, not bad. Ceva în spatele lui, o fi vreo șansă. Ivan Andres și Kennedy. Ai center back, nenia. Are center back, v-am zis, o să cârpesc o echipă, ești nebun. Și ăsta are stofă de titular. Deci unul dintre cei doi de pe Anglia și ăsta. Ar fi, e băgat în echipă. Hai să ne uităm un pic la echipă până un alta. Cam ăsta a fost episodul. Am prins și un walkout. Decent. Nu pot să zic extraordinar până aici. Ok, deci clară treaba cu badge-urile. 100% așa ca și anul trecut cu buguri. Și nu mai am FIFA points. Stai că nu știu cum intru la echipa acum. La club aici, bun. Enter club. Squad. No, bun. Mă lași domnul joc. Bine că mi-arăți cum să schimb jucătorii, dar mi-ai dat FIFA points-urile. Ok, lasă-mă nenea, că știu. Ia-ți acasă. Băgăm pe nenea șeșnii direct. Ok, lasă-mă nenei. Că-s founder, nu orice. Disasi. Asta de unde l-aveam oare? Nu mai știu.
Un pic animațiile aici parcă nu sunt așa fluide. La unele chestii. Ma, probabil că și plină serverul. Deci aici aș putea să-l bag pe muchiele. Și îmi dă sugestia, a apărut și Godfrey acolo, chiar dacă jucătorul practic are poziția de center back, are și right back. Ok. Interesant. E un lucru bun. Ok, deci ar fi ăsta cu 85 pace. Cred că o să-l bag pe ăsta, sincer. 85 pace mi se pare destul de mult pentru fundaș central. Godfrey cu 82, dar are numai 74 defending, ăsta măcar are 79. Bine, bine la Clubao. Ia să vedem ce mai avem. Încă am pe creier chestia că nu mi-a dat cele 4600 FIFA points. E mega ciudă. De ce nu pot schimba jucătorii? Mă lasă, mă, cu vrăjelile astea. În fiecare an aceeași vrăjală. Punem mai jucătorii și cam asta a fost. Ișocu. Domnșoara asta, că am zis că îi dăm o șansă, că arată destul de bine pe striker. Serhii vrăjală. Mamă, 34 pace. Mai aveam vreun jucător pe care am zis că bine, o să bag și el Sharawi, îl bag titular, ești nebun. Face cu Șcejni. Parcă mai aveam ceva CM-uri pe acolo. Oricum o să trească să bag cam orice jucător jucabil. Ca să pot să-mi fac alea. Ia mă că îi dăm și la domnșoara asta o schemă. Poate și Vericu. Tresor. Nu știu dacă am destui jucător să fac marking matchups. Right back și cam atât, nu cred că mai am ceva de băiat pe aici. Poate eu ăsta să-l trec la plezneală. Inea, Unai, Simon și Pumba. Și cam ăștia au fost jucătorii, domnilor. Și cam ăsta a fost pe opening de 128 de lei sau ceva în genul. Ce să zic? Decent. Nu extraordinar, dar măcar l-am prins pe Nenea Șejni. Am aici o cârpeală de echipă și vedem ce o să iasă. Hai să o punem și pe domnșoara. Deci la atac. Cine mai era? Ăsta oare? Ăsta parcă am să-l bag. Mă, stai că ăștia nu fac, mă, pe ligă. Ok, iar mă explică, mersi. Chiar dacă e Spania 1, parcă numai dacă zi la aceeași echipă sau ceva în genul, nu și pe ligă. Mă, totuși nu dau seama cu cine face domnșoara asta 1 chem. Ceva îmi scap. Da, având în vedere că este ora 1, cam asta a fost, domnilor. Cam antrenorul, mă, ok. Cam asta a fost, ne auzim, sper, ne auzim mâine cu cele 120.000 de FIFA points să ne băgăm la treabă, altfel o să fie un pic de jale. Cam asta a fost, mulțumesc pentru vizionare, lăsați un comentariu cu ce ați primit, dacă ați venit FIFA points-urile și ne auzim data viitoare, salutare.